Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 30 iunie, ultima zi a lunii. Am pus un carton în față la telefon că bate soarele și să fie protejată de supraîncălzire. Așa că am pus o bucată de carton pe telefon și o să fie protejată și astfel pot filma în soare. Bun, am venit să deschid câteva colonii. Am uitat să pornesc. Microfonul, dar l-am pornit acum. Sper că se aude bine. Și am venit să deschid câteva colonii mici care au fost roișori și au devenit roi. Să văd dacă este nevoie de extindere. S-ar putea să fie nevoie. Nu l-am mai vizitat de foarte mult timp. Nu știu cum arată el la ora asta. Nu prea pare să aibă foarte multă albină. Da, să vedem care-i treaba cu el. Bun, se pare că acest roi nu prea a mai înaintat foarte, foarte mult. Dar să vedem fiecare ramă. Aici nu prea are mâncare. Deci nu prea are miere. Dar să arunc o privire și pe alții. În mod normal ar trebui să aibă un pic de miere. Este cam puțină, după părerea mea, larve sunt, totul pare în regulă. Și e în ordine, micuț așa. Are și aici o grămadă de puiet. Cu mâncarea o cam duce cam rău. Și cred că e o lună de zile de când nu l-am mai deranjat pe ăsta. Deci ar fi ideal să vin eu cu miere la dânsul. Urgent să vin cu miere, că îi bai. Așa. Dacă și această ramă e goală, e clară treaba. Nu e goală, dar miere foarte puțină. Ia să mă duc eu să-i aduc o ramă cu miere, neapărat, deci aici trebuie hrană ca să supraviețuiască. Am deschis un roișor și aici mierea lipsește. Nu prea au mâncare. Ăștia mici, asta e problema cu ei, cu mâncarea. O să le dăm acum
e suficientă le voi da două rame, una în stânga, una în dreapta și o să fie bine de acum. Bun, o să mai revin la ei în zilele următoare. Acesta e pericolul cu acești nucleași, că rămân fără mâncare. Haide. Așa. Sunt regine de rezervă, dar totuși o să crească și ei un pic. Așa. Ăștia mici nu prea se duc departe la zbor. Le punem și lui un pic de tratament. Fiind regine tineră, au nevoie de hrană. Bun, pot să primească și turtă. Așa, mai e unul singur aici. Să văd și ăsta câtă nevoie de hrană are. Tot așa pe două rame era. A început să dea căldura, e tot mai cald. Lucru în soare nu e chiar benefic, să zic așa, pentru mine. Aceasta este o matcă un pic mai slabă. Măcirii care se împerechează mai prost nu prea ești calitative. Aceasta o notez, chiar dacă e de anul ăsta, că știți că poate să fie mai slab. Să văd dacă are lară și lui să-i aduc o ramă cu miere. Și lipsa hranei uneori face ca larvele să fie consumate, fiindcă nu are cu ce să le întrețină. Să aduc lui o ramă cu miere. Deci iată ramă de anul acesta cu miere, ce fain arată. Asta trebuia să o consum eu, dar o dăm la roișorul ăsta. Bun, acum are hrana asigurată, muci bine. Nu mai necesită altă intervenție. Așa, un pic de tratament și lui. Acea miere este adusă de familiile de albine care au capacitatea de a aduce miere. Nu intră în frigurile roitului. A nu intra în frigurile roitului este condiția de a nu, de a produce miere, că dacă a intrat în friguri, s-a terminat cu el. Bun, acest tup este organizat, a primit mâncare,
Acum știu că o perioadă bună nu mai am treabă la dâns. Mergem la alt stup. Doar prima dată să notez ce am făcut aici. E vorba de... Să ne uităm. Ăsta e mulțitorul cu numărul 2. Trebuie să-l caut. Și voi nota. Am scris un mulțitor. Mulțitor 1. Un mulțitor 2. Aici nu scriu altceva decât data 30.06, 24, 3 prezenți și că au primit miere și tratament. Aproximativ 2 săptămâni nu mai avem treabă. Bine, să continui la următorul înmulțitor. Mergem la următorul să vedem ce găsim acolo. Dacă e nevoie de miere. Așa, cu cartonul pot filma fără problemă la soare, numai că eu nu rezist la soare prea mult. Așa, să vedem. Aici a fost făcută o unificare. Începem cu unificarea. Vedem cum arată cel unificat. Vedeți, ăștia mici i-am izolat bine. Ăștia micuți. Cu un pic de fum. Să văd dacă are nevoie de mâncare sau nu. Acesta a fost unificat 2 în 1. Am dus undeva o matcă și a rămas cu culegătoarea, cât a fost, nu foarte multă la data respectivă. Da. Deci am ridicat prima ramă și deja știu că hrana lipsește. Venim și aici cu miere, o ramă bună cu miere. Încă am întârziat eu un pic la ei. O lună totuși e mult să nu umbli la o colonie din asta mică. Dar are ouă larve, dar... Dacă nu are mâncare, degeaba. Degeaba, degeaba. Da, să mergem, să aducem. Să aducem și lui. O secundă, că nu durează mult, am mâncare aici. Sincer, nu știu
ăștia ar trebui să dau sirop dacă n-aveam aceste rame cu mâncarea. Ramă de anul ăsta. Poftez așa când le văd că parcă mi-era bună și mie această miere. Ia să aduc alta. Deci iată ce ușor au rămas ăștia. I-au mai primit așa miere. Au mai primit ei miere, dar iată că a fost puțin. El s-a dezvoltat. Puietul care a eclozat a mâncat mierea și a rămas așa mai păuscat. Mai păuscat. Acum sper că până vin eu, o să vin, nu o să mai dureze mult, fiindcă de mâine e iulie. Așa aici a tot tratament. Ulucul și un pic de formic. Așa. Un pic de formic și 10 zile. Nu are treabă. Dacă avea miere, se dezvolta cu totul și cu totul altfel, era mai măricie. Dar iată că e bine și acum. Fiind regină pentru a le înlocui pe cele care nu-mi plac, cu toate că am înlocuit multe, ăsta parcă arată mai bine chiar dacă e în două rame. E mai măricel. Se văd dacă totuși el are mâncare. Imediat se observă roii care au mâncare și cei care nu au, fiindcă apare această diferență. O să vedem. Asta avea la dispoziție mai multă mâncare, dar nu suficient încât să dea înainte. Acum mă gândesc să-i dau și lui o ramă cu mâncare, chiar dacă e el așa mai micuț. Dar ăștia mici, dacă le dai o ramă din aia, sunt boieri. Dar arată bine, numai că aici am făcut greșeala de a-i lăsa loc, spațiu. I-am lăsat spațiu și matca a depus ou acolo. Acum, fiind așa mic, ce să-i fac? O să-i aduc și lui mâncare și-l las în pace. Dacă a construit acolo, nu pot să-i iei dezvoltarea cum ar veni. Tot așa, aduc iară încă o ramă cu miere. Astfel o să fac loc acelei colonii care se dezvoltă, care face miere. Asta a fost și scopul la aceste colonii mari. N-am întors camera, dar se înțelege după mierea care o aduc la stup, că totuși are ceva miere. Aici are și un pic de puiet, dar l-aduc cu tot.
ăsta e blocat cu miere și ăla n-are. Deci un stuc e blocat și altul nu are. Aici mai are ceva puiet, dar iată, foarte multă miere. Bun, introducem rama asta și l-am rezolvat și pe el. E rezolvat, primește un pic de tratament și cu asta e gata și el. Mai am unul la mijloc. Sper să nu... Adică nu mai sper nimic, că și ăla s-ar putea să aibă la fel aceeași problemă. Noroc cu mâncarea de la alți stuci. Așa. Am mai rămas unul pe mijloc, aici, și la cum arată, aceeași problemă, tot lipsa de mâncare. El arată bine așa, dar mierea asta e puțină pentru el. Aducem și lui, și cu ăsta va fi totul în regulă. Și el și-a făcut construcție pe perete. Da, deci miere nu. Îmi pare rău că am întârziat la ei, dar asta este. Bun, cam atâta în acest filmuleț. Eu tot așa îi aduc ramă cu miere babană și vom vedea mai spre toamnă încolo cum se vor dezvolta. Până data viitoare, numai bine!